Bună seara, prieteni, l-am alături pe Liviu de la FC București. Bună, Liviu! Bună seara! Felicitări! Mersi! Cum ați reușit de data asta să câștigați? Cum să reușim? Printr-un joc bun și oamenii bine așezați în teren. Ce îmi poți spune despre cei de la echipa adversă, cum s-au prezentat? S-au prezentat bine, din câte am înțeles eu, că nu-i cunosc prea bine pe Vizda lui un om, dar sunt o echipă bună, ne așteptam să fie un joc greu. Pentru fericire, pentru noi am fost peste ei în seara asta, s-au enervat foarte mult, probabil asta i-a costat cele 3 puncte. Una peste alta, noi ne-am făcut jocul, i-am lăsat să certe, i-am lăsat să, nu știu, să fie mai agitat și ne-am calmat și noi, la un moment dat eram nervoși, ne-am calmat și ne-a ieșit jocul și am reușit să câștigăm. Pentru următoarele meciuri, ce planuri aveți? Păi, în momentul de față ne bucurăm de vacanță, pentru că o să fie o vacanță, adică am înțeles, până pe 11 ianuarie, ne bucurăm de vacanță, ne reunim forțele, să zic așa, poate ne calmăm, o să fim mai disciplinați în următoarea etapă și de aici încolo, în continuare, vrem să batem, nu vrem să, ca toate echipele din campionatul Liga Prieteniei, vor să iasă pe primul loc. Încercăm și dăm tot ce putem, să sperăm că o să avem șanse. De data asta s-a remarcat cineva în seara asta? De la noi din echipă? Toată lumea a jucat bine, portarul felicit în mod special pentru că a scos câteva mingi extraordinar de grele, îl felicit, a fost bun ca întotdeauna și s-o ținem tot așa. Și băieții de altfel și-au făcut treaba bine și în atac și în apărare. Mult succes, vă doresc și pe viitor. Mersi mult, seara bună. La fel. Nu uitați să dați like paginii noastre Facebook Liga Prieteniei și să vizitați site-ul nostru oficial ligaprieteniei.com. Mulțumim sponsorilor de la Homa Sport Shop și Cipita. Pup!